De cât clarificați? Adică poți să pun eu câte deci, vreau, dar o infinitate de asta de nu se termină la 0, la 0 și 1, dar pe la, până la infinit. Păi fiind o infinitate de termen, acolo se atinge, la infinitatea aceea de termen. Se termină. Da? Mai bun. Atunci atingem pe șirul respectiv. Dar, Mihaela, poți să notez la ce am făcut acum? Așa. Compararea numerelor zecimale, da, compararea numerelor zecimale, pentru că eu folosind aici 0,9 cu 0,99 cu 0,999, am construit un șir de numere crescător, practic. Da? Deci compararea numerelor zecimale, așa, și construcția șirului XM, construcția șirului XM, de termen de numere decimale crescătoare, da? Tot timpul mai mici decât 2. Toți termeni mai mici decât 2. La fel, am construit un șir descrescător de Y. Crescător. Ăsta a fost crescător, uite, ăștia X și sunt crescători. Ăsta e descrescător, da? Descrescător de Y. Da. Șir descrescător care a prescurs tot compararea numerelor 10 mare. Ceasul este? Și jumătate. 10 minute. Sunt 10 minute, da? 10. Ei, astfel am condus discuția la teorema creșterii, se cheamă asta. Teorema creșterii. Adică 2 este cuprins între XM și YM. 2 este cuprins între XM și YM. Da? XM-ul tot timpul rămâne mai mic decât 2, mai mic decât YM. Ce tot? Da. Dar e foarte mare, nu mai limite după obiectiv. Nu, nu, nu. Eu am zis-o doar pentru cei care am înțeles. Așa. Orice e ca un clef, orice tot se strânge. Dar nu se închide. Excepțional. Nu se închide. Doar profesor, o se închide. O se închide. Deci nu se închide bine, tot timpul va fi acolo un gol. Vă atinge. Adică vă atinge, este fantastic, fantastic cât rămâne golul acela. De acum cu ochii minții putem pricepe. Rămâne golul acela dacă ne vede. Dacă vezi, ne oprim la un număr finit. Așa. Mi-am dorit asta să vă spun, pentru că aici am avut și compararea numărului de zecimale. Te rog. Vă dau un super mare? Da, da, da. E un super mare, da? E un nou copii. Păi n-am vădat, facem și nivelul vostru. 26, facem și ceva de nivelul vostru. Dar eu... Nu vreți, nu? Dar eu... Mă, nivelul mistru, nu vreau făza asta. Hai să facem una. Nu știm dacă o facem. Exact. Exact. Da, încercăm. Și... Da? Deci încercăm. 26, da, 26. De la 49. De la 49. Media aritmetică a trei fracții decimale este 15,6 milioane. Asta e altceva. Deci media aritmetică a trei fracții decimale. Deci, o, trei fracții decimale. Deci, deci zicem așa. A, B, C aparțin lui Q plus, nu? Q plus. Asta înseamnă că mă referim la fracții decimale. Și media aritmetică a lor A plus B plus C pe 3 este egal cu 15,6. A, deci așteaptă, dar bine. Avem informații. Prima fracție zecimală se mărește cu 1,6. Deci prima fracție A se mărește, se adaugă cu 1,6. Așa. Iar a doua, ca și a treia, se micșorează cu 0,8 3. Deci B minus 0,8 3. Și a treia la fel, se micșorează. Și a treia, C minus 0,8 3. Calculați media aritmetică a fracțiilor decimale după aceste modificări. Interesant. Sigur că da. Păi putem să o locuim. Păi deja știm cât fac. Deci, ăsta a devenit
devenim N. Și ăsta devenim N, M, N și P. Le vom pune acolo. Dar sau, de ce nu scriem noi direct? O secundare, Dale. No, nu se cere, nu mi se cere decât media aritmetică a lor acum. Ăsta, la română și P. Aaa, dar la astea? Păi, dar nu spune așa, că aflați media aritmetică a lor. Da, după modificări. Mână și P. Da? După modificări. După modificări, deci mână și P. Adică noi nu știm. Deci am notat, repede. Spune așa, că A-ul se modifică cu 1 plus 6, pentru atât este un 1 atunci. B-ul se modifică scăzând, este un N. Și C-ul se modifică, este un P. Ar fi știut ei să scrie așa? Asta e faptul, este momentul. Dar, deci ce înseamnă? Păi da, păi ce înseamnă ce? Traducerea conținutului probleme. Traducerea conținutului probleme. Păi dar nu. Dar, și notarea lor, acum cu mână și P, este momentul important al problemei. Da. Dacă noi deja știm ale și ce, adică... Om vedea cum le folosim, da. Da. Om vedea cum folosim asta. Dar numele A, B și C au fost modificate. Da. Și asta trebuie să înțelegeți voi. Da, băi. A intra în problemă înseamnă a măta cu mă și mă și P. Noi de numele. Ce înseamnă? Și atunci media. Atunci media aritmetică este egală cu M plus N plus P. Totul suprată. Care înseamnă egal mai departe? M. Cine este? A. A plus 1,6 în perioadă plus B minus 0,8 perioadă 3 0,8 perioadă 3 0,8 perioadă 3 și C minus 0,8 perioadă 3 plus C minus 0,8 perioadă 3 totul pe 3. Da. Și egală cu un chip păi, să vedem. Acum 0,8 în 3 perioade nu se scadă în două ori. N-am putea și adică, să... Da. Să scadă în două ori. Da. Ai zis că se scadă în două 0,8 în perioade 3. Adică ca și cum se reduc, nu? Nu, nu dar se scade de două ori. Minus de două ori asta. Deci asta e zis, da. 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 Adică B plus C minus... 0,83 în perioadă, în paranteză, ori 2. Ori 2, perfect. Acum, cum să mai spun? Uitați-vă ce mi se dă. Păi, dar nu putem să aflăm de altul de plice? De aici, nu? Da. Deci, de aici puteți să aflăm. De aici ce aveți un plac? A plus B plus C. Și ce lasă 15,6? E ok. 15,6 pentru 9. Așa, ori 3, nu? Da. Ori 3. Așa lăsăm la și? Acum punem 15 întregi 6 pe 9. Deci egal mai departe cu 15 întregi 6 pe 9. 15 întregi și 6 pe 9. Așa scrie 9. Sau cum a zis, da, e tot altfel de bine. Plus 6 pe 9, fiind tot aceeași lucru. Da, e același lucru. Totul de mulțit cu 3. Totul foarte. Și care face? Și atunci A plus B plus așa. O să fie acolo... 15. 15 ori 3 dă 45. Plus 2 pe 3, plus 2 pe 3, 9. Este simplific 6 pe 9. Da, da. Tot ori 3. Și care face David, Darius, egal mai departe? Păi 15 este... Cum încă pe aia? 15 ori 3. Nu așa, nu așa. M-am prins. Nu vreau să-mi frățesc că nu e aici voria să vedea. 45 pe 3. 45 pe 3. Deci face 45, adică de 3 ori 15, 45. Plus? Plus 2 pe 3. Adică? Mai 2 pe 3? 2 pe 3 ori 3. Deci se mulțește cu 3, așa, de la ce știm de unde, de la proprietatea de distributivitate. Se mulțesc toți pe 3. 47 pe 3 ori 3. Face 45. Plus? 2. Plus 2. Că 3 cu 3, da? Și atunci 4 plus 7. 4 plus 7. 47.
Și de aici putem să mergem în cea de sus, să scriem 4. Nu, de A plus B plus C, zic 47. Plus 1,6 minus 0 minus... Minus, Davide, că el a spus minus C. Da, tu să zic direct. Minus de 2 ori, mulți cu 0,8. Și acum putem să facem încercare. Totul supra 3. Acum putem să facem calculul și pe care e 2 ori 0,8. Cum se face? 48, virgulă, perioadă 6. Nu, putem să punem... Nu, doamnă, pot eu să... Acolo putem să punem 0,3. Asta e dar gândi ce nu te... A zis eu ceva. Deci 47 plus 1 întreg plus 0,6 pe noapte. Și el spune că face 40. Dar nu e 0,6. Nu e adevărat. De ce? De ce? De ce? Pentru că a spus 1,06. Deci pe 1, cum ar traducem pe 1,6 pe noapte? 48, 1 întreg 6 pe noapte. 1 întreg 6. Da. Deci e bine, da? Da. Dar părinte faptul că ai adunat întregii, mi-a rămas partea zecimală, care este 0,6. De acord? Este bine? Sunteți scutăți de acord? Da! Nu, dar ea mâine. Dar ea mâine. Dar de ce? Ai argumente? Spune de ce, că noi trebuie să rămânim aici. Ce înseamnă 1,6? 1,6 înseamnă 1 întreg plus 0,6 perioadă. Nu-i bine așa? Da. 0 întreg și 6? 0,6. Dacă și corect, Dania? Da. Și 47 și 1 fac 48. Și 10 marile care sunt partea perioadă. Deci el a zis bine, 48,6 plus... E, aici. Minus. Minus, da, minus. Și acum aici scrie. Cum facem aici? O să fie 0 întregi. Da, dar da, lăsați pe Darius, că e vederea fata. Minus 2 întregi pe lângă... De ce lăsați pe aici? Nu te întregi. E 2 ori 0, a, 0,0. Cum fac acum înțelegerea? Sunt în momentul cel mai dificil. Nu, pentru că e... Acolo poate să fie 0 întregi și 83 minus 8. Supra 90. Asta nu e. Da. Sunt de acord. Total. 83 minus 8. Supra 90. Supra 90. Da. Da, pe frate... Periodică. Deci nu putem acționa decât după ce transformăm ăsta într-o fracție ordinară. Asta e foarte important. Că altfel aici operația nu se poate mulți pe 2 cu cine? Mulți de 3, nu merg nicio sigur. Deci o să fie 0 întregi. Deci egal cu 2, mulți cu... 0 întregi. A, 83 minus 8, supra 90. Supra 90. Și o să fie acolo supra. Totul supra 3. Și o să fie 48,6. Păi asta, dar... Nu putem într-o parte, în fracție de ceva și într-o dată... A, 48 plus 6 pe 9. 48 pe 10, 6 pe 9. 48 plus 6 pe 9. Minus 2 ori, acolo 75 pe 90. 75? Nu? Da, 75 pe 90. Și acum ce putem face? 2 cu 90 se simplifică. Da, și o să fie, acolo o să fie 45 supra 3. Și egal, nu calculați voi și de aici încolo putem duce calculul. Dar e 6 cu 9, scuța. Deci face 48 plus 6 cu 9, 15. 3, minus 75 pe 15, 5 se duplicăm printr-un 5. 15, 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
Și îți fie 5 pe 3 care și o să... 5 pe 3 sub o să fie... Și repede, am făcut 3. Aici am făcut 3. Deci face 3,84 euro. 144. 144 minus 2, minus 5, totul pe 3 și sub la 3. Asta. Și egal. 141 pe 3. 141 pe 3 și sub la 3. Acum 141 pe 3 sub la 3. Da, cât? Păi, 141 pe 3. Se poate împărți 141 la 3? Da, se poate. Da, se poate. Bine, acolo o să vină de 4 ori. Se poate exact. 47 supra 3. 47 supra 3. Și o să fie egal cu... Să lăsăm mai mult. Putem să lăsăm așa. Da. Bun. Haideți să vedem aici ce a fost interesant. Ce a fost interesant e faptul că noi am pus toate, am aflat acolo pe plus ce și apoi le-am pus aici. Deci am scris acum ce era conținutul și probleme și notarea lor cu mână și vârf. Asta am scris. Apoi, media aritmetică a lor pe baza mediei anterioare. Media aritmetică a lor pe baza mediei anterioare. Da. Și operații cu numere periodice simple și mixte. Operații cu numere decimale, operații cu numere decimale periodice simple și mixte. Asta a fost esența. Bun. Haideți să scriem acum la sinteza. Da. Sinteza orei. Bun. La 1, am fost așa. Ce este media aritmetică? Media aritmetică. Și ce înseamnă operații cu fracții decimale? Transformarea unei fracții decimale într-o fracție ordinară. Unei fracții decimale în fracție ordinare, într-o fracție ordinară. Fracție ordinară. După aceea, media aritmetică a două, trei și a mai multe numere, chiar și cu patru numere. Așa. Media aritmetică pentru 2, 3 și 4 numere. 4 numere. După aceea, rezolvarea unui sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. Rezolvarea unui sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. La 4 am făcut compararea numerelor decimale. Compararea numerelor decimale. La 5 am făcut limite, dar o să zicem așa, compararea numerelor decimale și construcția șefului XN de numere decimale crescătoare, mai mici decât 2, am făcut, după aceea construirea unui număr descrescător de Y, care a presupus o compararea fracțiilor decimale și teorema creșterii XN. Aici, la compararea numerelor decimale, putem adăuga amic construcția unui șir de numere decimale crescător ce tinde la 3, da, la 2. Și după B, construcția unui șir de numere 10 mare, descrescător. Tot ce tinde la 2. Da. Și ce
încadrarea. Lui 2? Cred că trebuie să fie fixiem mai mic decât lui 2. Lui 2 în cele două șiruri. Adică XM mai mic decât 2, mai mic decât YM. Și în paranteză putem noțiunea de limită. Limită, cum și prin teorema creșterii. Teorema creșterii. Așa. După aceea, așa se-am făcut traducerea conținutului problemei și notarea lor cu mână și cu media aritmetică lor pe baza mediei anterioare, operații punere decimale pe lege simple și mixte. Aici ar fi esențial așa, operații cu numere decimale periodice. Simple și mixte. Deci, simple și mixte. Și mixte. Da? Astea da. Sunt lucruri importante. Asta poate să fie sintetizat cu lucruri esențiale, cu conceptele pe care le-am zis. La revedere! La revedere! Uitați de like și share!